Nu știm pe la alții cum e, dar la noi în showbiz găsești numai fete frumoase. Câtă frunză, câtă iarbă. Râul, ramul le însoțesc prin selecauri și vitoane, iar ele zâmbesc binevoitoare tuturor, mai ales celor din presă. Am fost răi spunând asta? Vom fi și mai răi. Unele se emoționează ușor și sar imediat în ajutorul oricărei pisicuțe speriate, iar altele trec cu tocuri de 9 cm peste oricine stă în calea fericirilor. De-aia, chiar dacă, să fim serioși, bună e fiecare în felul ei, ne permitem azi să împărțim celebritățile autohtone în fete bune și fete rele. Fetițe dulci, ca-n București. De când e lumea lume, femeile o joacă pe degete. Numai că și ele sunt de două feluri, bune și rele. Fetele care te așteaptă cu masa pusă și fetele care te fugăresc cu biciul prin casă. Da, sigur că poate în familie poți să fugărești cu biciul bărbatul. Femeia poate să fugărească. Fetele care te întreabă dacă ai avut o zi bună și cele care îți cer bani de pantofi. Nici vedetele nu fac excepție de la regulă. Așa că și fetele frumoase din showbiz se împart tot în îngeri și demoni. Să vedem cum. Abia atingi covorul moale. Despre Nicoleta Luciu nu sunt prea multe de spus. Toată lumea o știe. Are o influență bună asupra mea. Se poate spune că la Nicoleta Luciu îmi plac două lucruri. Sunt. Chiar dacă pare, în pozele sunt puțin mai vulgare așa unele, mi se pare că ea e așa inocentă, în priviri. Ok, parcă sunt niște semne de întrebare, sunt întotdeauna așa mirată, știi? Deocamdată adună puncte pentru Rai. A acceptat să fie crăciuniță pentru copiii pompierilor din dealul Spirii. Nu-i plac hainele de firmă și cheltuiește banii pentru finii ei, căci a botezat 6 copii. După părerea mea, e o femeie de extraordinar de mult bun simț. Vreau să spun că are un caracter foarte frumos, e respectoasă. De asta îmi place Nicoleta Luciu. Pe de altă parte, este cea mai tare vedetă Playboy, iar suporterii de pe Dinamo nu vor uita toată viața momentul în care ea a alergat cu bustul descătușat pe stadion. Am auzit de tur de stadion care l-a făcut, am auzit că a ieșit și piept afară, dar probabil n-a făcut cu intenție, n-a observat. Oamenii au fost mulțumiți. Asta e important, să fie lumea mulțumită. Și ea tot cred că era mulțumită. Deși e clar, nu strică o întrebare. Fată bună sau fată rea? E o fată bună. E bună. Eu cred că este în mod cert la capitolul fete bune. Are 9 operații estetice și umblă prin tribunale. Nu e Michael Jackson, este Oana Zăvoranu. Face scandal, dar trebuie să fie scandal. Dacă nu era scandal, nu era interesant. Mie îmi place mult la chestii din astea cu scandal, Oana Zăvoranu. Prieteni, iubiți, nu știu ce, de în judecată, cimitire. Bravo ei! Așa că... Angelica nu e. Face politică, și-a dat mama în judecată, a făcut nuntă în secret și nu i-a chemat nici pe părinții lui Pepe. Își va pierde la un moment dat identitatea pentru că nu reușești să o pui undeva. E în politică, e telenovelistă, e cântăreață, ce e? Important e ca Pepe să fie fericit. Restul nu contează. Oare în ce categorie intră? Se califică fără doar și poate la categoria fete rele. Bine, e fată rea. Of. Nu e vedetă, dar e fata mai mică a președintelui, ceea ce e același lucru. A Elena Băsescu, da. Domnișoara Elena Băsescu. Mie mi se pare că nu seamănă cu taicul la față. Oricât s-a străduit, nu a reușit să scape de atenția presei. I-a fost comentată relația cu Radu Prunaru, pasiunea pentru hainele frumoase și prestația în politică. Mai ales că e... fata președintelui ar putea să fie mult mai răzgăiată, dar chiar stă în băncuțai. Prea mult și prea repede. Prezentări de modă, iubit, politică, organizație de partid, e prea mult. Cu toate acestea, Elena rămâne în continuare o fată visătoare căreia îi place să călărească. Eu cred că cum e ea, ei trebuie un băiat simplu din asta, să o iubească. E destul de devreme să hotărâm, dar totuși, e fată bună sau e fată rea? E fată bună, trebuie să fie. Fata președintelui trebuie să fie fată bună.
A mers pe mâna lui Moga și bine a făcut. A arătat la Dansez pentru tine că e o fată curajoasă. Când i-a sărit rotula, și-a fixat-o la loc și a continuat să danseze. Eu cred că dacă ar vorbi cu Tăricianu acum, s-ar putea să se opereze la același medic. Are propria ei afacere și o conduce cu o mână de fier. Când angajații greșesc, nu țipă la ei, le taie din salariu. Ai greșit, plătești. Ca altă dată să știi să fii atent. Faptul că își gestionează propriile afaceri, faptul că își vede de viața ei fără prea mult scandal, pentru mine o califică la fete decente. Uitați-vă în ochii ei frumoși și spuneți: fată bună sau fată rea? Chiar n-am nimic împotriva ei, mi se pare o fată bună. Fizz a declarat că e femeia perfectă. Paparații au surprins-o într-un concert fără lenjerie intimă. Eu când eram la Chișinău, Andreea Bănică a avut un concert, eu mă distram într-un club și ea era foarte sus, așa, cam tavan, cât tavanul ăsta. Și o vedeam de jos în sus, adică o vedeam întreagă. Drăguță e Andreea Bănică. Se spune că e iute la mânie. Odată într-un club, i-ar fi aruncat cu suc în față iubitului ei pentru că nu i-a acordat destul atenție. E prea peste tot, e prea vrea de toate, e prea încrâncenată, prea citesc despre ea că aruncă cu suc în fața sau aruncă suc în fața iubitului ei. Nu cred că ar fi făcut așa ceva. Sau probabil, dacă a făcut, deci era ca orice bărbat sofisticat în stânga în dreapta și a vrut să-l facă atent. În rest, e fată sufletistă. Când spui au, te întreabă ce te doare. Nu mai lungi. Fată bună sau fată rea? Fată rea. Life is a mystery. Trecem și la fosta colegă. Și ea a dansat la ProTV și ea a plâns mult. Ba chiar a donat bani din propriul buzunar. Ea e întotdeauna bună, așa, știi, vorbește despre una, despre alta, e comunicativă, crede în lucruri. N-am văzut-o niciodată fără zâmbet pe buze. În plus, e o fată credincioasă. În postul Paștelui nici măcar nu face sex. Nu cred. Asta e un lucru bun, că e o fată credincioasă. Dar asta e pentru presa. Deci, cum e? Automat, dacă pe Andreea Bănică am pus-o, pentru că e prea mult Andreea Bănică, atunci colega ei, care e mult mai puțin vizibilă sau mai discretă în apariții, în schimb consistentă, o punem la categoria fete bune. Cristina, dacă se abține de Paști să facă sex, eu cred că e fata excepțională. E bună, cu semnul exclamării. Despre ea s-a scris mai mult decât despre intrarea în UE. Doamna Andreea, pentru mine, așa cum o văd eu, o văd într-adevăr o adevărată doamnă cu coloană vertebrală. În mod cert, alianța portocalie ar fi fost mult mai săracă dacă n-ar fi fost această pată de culoare pe portocaliu. Pe cum se spune în popor, e Marilyn Monroe a României, da? Toată lumea a urmărit relația sa profesională cu președintele, cu sufletul la gură. Eu cred că între Elena Udrea și domnul Băsescu n-a fost nimic. E o vorbă, gura lui mi-o astupă decât pământul. Cum să acuze așa o femeie? În cele din urmă, ca o eroină clasică, pentru a proteja imaginea bărbatului admirat, Elena Udrea a plecat de la Cotroceni. Prima parte a guvernării și a președinției actuale s-a învârtit în jurul decolteului doamnei Udrea. Presa i-a comentat ținuta, afacerile și cultura politică. Și felul cum se poartă, felul cum se îmbracă, într-adevăr o adevărată doamnă. Totodată am stat la televizor, nu știu ce, interviuri și n-am înțeles nimic din interviul ăla ei. Nu vrem să vă plictisim, dar trebuie să o încadrăm într-o categorie. Doamna Elena Udrea e o doamnă bună. E bună rea. Fete rele, fără doar și poate.